Salut, eu sunt Andreas și astăzi o să jucăm GTA din nou. De cât am auzit și cât de am văzut, nu chiar am auzit. Opa, s-a băgat un update cu taxiuri și cred că este vorba de jobul de taximetrist. Practic, prima oară când am văzut pe Instagram postarea, am crezut că o să fie ceva cum e Clubhouse-ul ăsta, clubul sau care mi-a făcea bani, mă, e Clubhouse sau Arcade-ul, ceva de genul, am crezut că o să fie, dar se pare că este un job pur și simplu for new drivers. Eu, practic, o să fim șoferi. Hai să vedem despre ce e vorba. Chiar sunt curios, sincer. Intrăm. Așa, it's now open business, begin taxi work from here and it's only income sucks. Așa, complete multiple fees. Press B. A, deci practic. Ce, putem cumpăra taxiuri? Ah. Pick up customer. Hai să mergem să luăm. Bun. Cum auzi, eu pot să primești tipuri. Tips. Și... Opa. Opa, asta-i. Poți primi tips, depinde cât de repede și corect conduci. Adică dacă conduci foarte regulamentar, primești... Bă, sincer chiar nu știu că nu mi-am făcut până acum. Eu știu că dacă ajungi repede, primești un tip. Uitați, în dreapta jos. $1000 tips, nu știu unde se face așa ceva. Eventual Mr. Beast. Ce face el de astea? Mr. Beast. Aici e doamna în spate, nu o văd. Hui! Ioi, mă! Vino cerbu. Uai, mă, am vrut să mă la doamna din spate și eu... Vai de capul meu. Așa, incomprensibil. Ia, unde e? Acolo. Trebuie să urcăm pe pod? Putem urca de aici? Nu, trebuie să ne urcăm. Sau? Nu. Bă, nu știu ce, dar cred că e prima oară când mă duc pe podul ăsta. What the? Nu mai fost niciodată în zona asta. Și am ori în GTA. Nu știu ca GTA mult la viața mea. Băiatul nostru... Mamă... Cum arată spatele? Mamă, grav, sred, e bun. Bine că mergem acolo și pe loc de bani o să fim împușcați. Dar nu-i bai. E doar un joc. Opa, stai acolo, văz că am aici client în spate. Opa, o căzut aia de pe mașină. Membri din grocery pe aici? Interesant. Da, că asta nu e așa de... Mamă, ce fain e zona asta. Nu-mi dau seama dacă mi-a fost pe aici sau nu. Da.
Arată foarte frumos. Adică mereu cum m-am plimbat cu mașini de astea extrem de rapide, niciodată cu o mașină așa. Să am timp să văd. Bă, doar zis că merg în Grove Street. Opa, opa, opa. De la aeroport? A, nu. O lua ca off-road. Mai treza pe ăla. Domnișoare, domnișoare. Hai, urcă. Plecăm, cum să nu plecăm? Bă, pe cine-i sună? Ah, e de la radio. Man, iară mi-a copiat reclam de la radio din GTA. Lasă că vă pun eu o piesă pe fundal. Bine. Văd eu, de alea fără copyright. Opa, 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 opa. Bă, dar de ce lumea nu se asigură? Nu poți face depășire prin stânga. Adică dreapta. Bine, depășirea prin stânga, pe ilegal, dar e prin dreapta, nu prea. Hai că mai am tip, adică tips. Cătelea asta de asta este mama la Boulevard de aici. Fresh complete 3. This is dispatch. I got a job going right now. Ah, ții minte că în GTA Vice City era ceva asemănător. Era o misiune. Era misiune, nu era job. Când toate jocurile GTA și în San Andreas dacă apeși 2 poți fi polițist, pompier, taximetrist, ce vrei tu. Da, hai. Și în Vice City era ceva misiune că trebuia să le scortezi pe unul cu taxiul. Sau nu să fiu... A, nu. A, da, îmi amintesc acum. Cumpărai un desat de taxiuri. Trebuie să faci câteva misiuni să crești în popularitate. Și la final deblocai ceva taxiu, zebră. Destul de interesant. Vai, este joc interesant. Păcat că din cauza graficilor și așa te plictisești repede. Bine, acum am făcut remasterul ăla de cam de cacao. Sincer. Cel mai mare fail posibil. GTA Definitive Edition. Aia care au făcut... Aia care au făcut jocul, au făcut și porturile pentru telefon și pentru PS3, PS4. Chiar pot să zic alea pentru PS3 erau băguite, că când eram mai mic și am încercat să mă joc
Țin minte că eu odată jocul l-am terminat, de după aia l-am început odată și eram și cu Snoop Dogg. Da, era misiunea cu Snoop Dogg. Nu cu Snoop Dogg, mă, cu Mad Dogg, parcă. De sărea de pe o clădire și pe asta îl prins cu mașina. Da, și imaginați-vă că îl prindeam și efectiv murea. Și nu zic acum că nu-l prindeam bine sau că mă izbeam eu după în chestie. Nu, îl prindeam în spate și pe murea efectiv după o secundă. Nu știu de ce. Era bug. Dar cum am terminat San Andreas pe PC. Ce chiar îmi place. A fost un joc foarte fain. De fapt, am mai zis că toate jocurile am terminat. GTA 5 l-am terminat de cele mai multe ori. De vreo 3 ori l-am terminat pe... pe asta, pe PS3. Opa! Să nu lovim mașina. Mi se pare că anul trecut o fost scosă aia. Suntem pe juca online pe PS3. Aveam mai de mult niște prieteni și mai mult jucam, făceam roleplay-uri, era foarte interesant. Nu cu 5M, uauleu, nu cu 5M sau cu alte chestii. GTA Online, simplu roleplay. Bine, acum nu vă imaginați că aveam MK2-urile astea mașini. Chiar aș vrea să mă joc cu niște prieteni vechi, nu mai țin legătura cu ei din păcate. Dar a fost fain. Chiar. Gracias, senior, ia auzi. Mamă, unii stă, s-are casă mare. Ia, yeah, taxi driver. Stai că eu pe aici, pe scurtat. O, oh, nu, 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 ho. Oh. Nu-i scurtat. Bună seara! Mă, 5 km, mă. A, 3. 3 km, mă. Cât iese fum din motor. Cât e, tu ești pe curs. Mă, eu cred că o să dau fast forward. O să o pe repede înainte. Și o să revin la a 25-a cursă. Deci am revenit. Practic ce s-a întâmplat? După câteva curse destul de lungi, am deblocat taxiul, pot să-l cumpăr la Warstock. Mai să-l găsesc. Nu, nu e aici. Uitați-l. Acum l-am deblocat. Și cam atât. Nu cine știe și update-ul ăsta. Cum mai v-a zis, eu mă așteptam la altceva. Crezut că e ca un business. Dar nu e ca un business deloc. E doar un job simplu. Sunt și câteva skin-uri pentru mașini, livrării. Dar nu cine știe ce acest update. Oricum, eu am fost Andreea, mulțumesc de atenția acordată. Pa, pa!